Judecata. Iată, începe judecata, Domnul judecă în Sion. Și din norul de martori vine lângă sărântitul tron. Stau în fața acuzații, milioane mici și mari, se înfioară împărații între hoții criminali. Primi-mi suflet de bine în față, tu de ce nu m-ai primit? Eu eram, aveam avere multă, n-avem vreme de gândit. Și adus judecătorul, primul martor în proces. Avrame, ce aveai în lume când pe mine m-ai ales? Doamne, mii de rob și roabe, turme greu de numărat, sali de aur și podoabe și veșminte de împărat. Și ai putut primi credința tu bogatului Avrame, de a fi fost al meu pământul, ți-l dădeam, o Doamne. Și răstește scurs sentința, vine al doilea acuzat. Tu de ce ai respins credința? Eu am fost bolnav în pat. Și din norul cel de marturi vine unul din norod. Cum ai fost, întreabă Domnul, când mi-ai fost întâi rod? Împărate, niciodată ceasul acela nu-l voi uita. Mă aflam și eu pe o cruce, Doamne, lângă crucea ta. Domnul judecă înainte. Este adus alt acuzat. Tu de ce respins credința? Doamne, că la noi atunci doar doi, trei urmau credința. La un semn se apropie un martor cu păr alb, un alt veșmânt, pune tu cu tine alături cât se dea pe acest pământ. Doamne, când vesteam pe topul, spunea martorul cu greu, nimeni nu urma cuvântul, nimeni, Doamne, numai eu. Vine altă acuzată. Tu de ce nu m-ai primit? N-aveam timp, aveam atâtea de făcut și de îngrijit. Tu, Tabita, pe câți oare îngrijeai? Parcă vreo trei, ba pe mulți un vești de glasuri, și pe noi, ba și pe noi. Vine o altă acuzată, tu, o Doamne preblăvite, tu știi tot, eram frumoasă și învinsă de ispite. Pune strigă Salvatorul, tu, Maria din Magdala, cum erai? Eram frumoasă și pluteam pe festival. Subitul de șapte lanțuri era prins și fericat, dar când am privit la tine, tu pe toate le-ai sfârmat. Un alt acuzat primește fiorealnic întrebare. Doamne, eu stăteam cu casa prea departe de adunare. Domnul face un semn spre martor, jurul marelui egumen, se aude un car deodată și din car coboară un famen. Tu spre templul meu, de unde te porneai când te chemam? Eu din Africa, stăpâne, din Etiopia vineam. Se roștește scurs tendința, este adus un alt acuzat. Tu de ce ai respins credința? Eu eram un învățat. Domnul cheamă din nou marturi, unul singur e de ajuns. Lucru, ce-ai fost în lume? Doctor martor a răspuns. Domnul judecă înainte. Vine un împrins de mare neam. Tu de ce respins credința? Eram rege, nu puteam. Și cu martorul o femeie, și ca martorul o femeie, tu este era cea frumoasă. Când riscai ținând credința, ce erai? Împărăteasă. Acuzatul se retrage următorul la întrebare. Eu un avocat cu vază, Doamne, cer o amânare. Vreau un avocat de seamă, dar oricât să fie adus, prea târziu răspunse Domnul, până acum astăzi fi pus. Voi copii, întreabă Domnul, avocat v-a spus sau nu? Cine v-a fost avocatul? Și răspunde în urmă tu. Domnul judecă înainte. Vine un tânăr acuzat. Doamne, eu eram prea tânăr. Cine când la tine m-ai chemat? Ieremia, strigă Domnul. Eu răspunde el umil. Cum erai când te-am chemat? Eram, Doamne, un copil. Și la rând cu Ieremia vine din norul sfânt Iosif cel frumos și tânăr de ispite neînfrânt.
David cu o praștie în mână, un copil cu păr balai, lăudatul rege credincios cu moartul n-ai. Samuel ce din pruncie, Domnul l-a înfrumusețat, Iosua coleg ce în țara cea promisă a intrat. Vine apostolul iubirii, tineretul înțelept, ce și-a sprijinit la cină capul pe duiosul piept. Vin cei tineri ca o rouă, cu podoabe în spinte zări, vin cântând cântare nouă și din glas și din viori. Vine târg botezătorul ce pe Domnul cunoștea, vin copiii care în templu l-au primit cu osana. Acuzatul pleacă fruntea și se întoarce lăcrimând. Domnul judecă înainte, suflete vin pe rând. Și acum tu ce auzi din cer, încă n-ai apărători, cred că cel ajudecat e tatăl nepăsător, nu uita umblând în viață, din păcat în am păcat, că la urmă, ultima instanță, nu există advocat. Slăviți fie Domnul! Amin.